Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit! Începe acum o nouă ediție Studio Electoral. Astăzi emisiunea este dedicată Partidului Național Liberal, iar în prima parte îi are ca invitați pe președintele Consiliului Județean Suceava în funcție și candidat pentru aceeași funcție din partea Partidului Național Liberal, domnul Gheorghe Flutur. Alături de domnia sa se află viceprimarul în funcție și candidat pentru funcția de primar la Vatra Dornei, domnul Marius Răpan. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Hristos a înviat! Mulțumim de invitație! Bine v-am găsit! Bună ziua! De obicei mergeam eu la Vatra Dornei, că îmi face bine aerul de munte și să văd cât de în bine s-a schimbat orașul, stațiune Vatra Dornei. Cred că am tras tare ca să aveți motive să mergeți la Dorna. Din 20 și ceva noiembrie și până la data la care filmăm, de vreo 3 ori la Vatra Dornei, și m-am bucurat de fiecare dată să văd că s-au mai mișcat lucruri. E o stațiune odihnitoare. Ieri mi-am petrecut o parte din timp acolo. Eu m-am dus unde încă nu-i gata și merg des acolo, dar îl au în față și îi salut pe suceveni, pe telespectatorii dumneavoastră și rog să rămână, că o să fie teme foarte interesante, să nu mute telecomanda. El e omul pentru care girez la Dorna și girez de mult. Dar m-am mutat pe Dorna cu un an și ceva în urmă, alături de Marius Răpan, pentru că e harnic, onest, extrem de implicat și l-am văzut foarte cunoscător a problemelor orașului. Au nevoie, aici, prezent, au nevoie ca de aer, da, știu ce vreți să spuneți, însă o spun din alte motive, pentru că e campanie electorală și eu cer cu mult respect dornenilor să aibă grijă în 9 iunie ce fac, pentru că omul acesta a făcut minune, are o echipă extraordinară și cu mine face echipă și Dorna s-a schimbat la față efectiv. Mă calculam ieri 62 de kilometri de apă și canalizare în stațiune turistică. Dacă ne gândim cam ce era acolo, era baie mare. Dar arată bine, au început bazinele de not acoperite ca să aveți unde merge când plouă la Dorna și plouă des, să vă petreceți timpul liber și altfel, se poate și în oraș că e frumos, dar și în spațiu acoperit pe vreme rea. Eu știu, pentru că am fost, cred că când s-a săpat prima cupă de excavator acolo și da, e impresionant cât de mult a evoluat orașul stațiune. Domnule Răpan, de la anterioara noastră întâlnire în orașul stațiune la Vatra Dornei, ce s-a mai întâmplat? Ce a mai evoluat? Toate șantierele evoluează pentru că constructorii sunt mânați și la propriu și la figurat de către noi. Au timp de recuperat, pentru că vedeți, noi la Vatra Dornei se poate lucra câteva luni pe an. Iarna e mai lungă la noi și atunci, în perioadele în care poate să dea drumul la treabă, să-și aducă muncitorii, să se organizeze, trebuie să o facă în mod intens. Și atunci toate șantierele reîncepute sunt începute în forță, ca să zic așa. Sunt oameni aduși, se lucrează la reparații, se lucrează la proiectul de mobilitate, la proiectul de iluminat public, la luncă. Trebuie spus, pentru că este proiect și a fost un moment istoric când ați venit dumneavoastră, faptul că s-a săpat prima cupă cu excavatorul în proiectul de la Lunca Dornei, proiect foarte important pentru noi, pentru oraș și nu numai pentru Vatra Dornei, pentru tot bazinul Dornei. Practic, fosta zonă de agrement a orașului, lăsată în paragina zeci de ani de zile, va renaște acolo, cum spunea domnul președinte, cu 3 bazine, bowling, cu sală de fitness, cu piscine, cu tot ce e nevoie pentru ca turiștii să poată sta mai mult la Vatra Dornei, să aibă ce face și nu numai în Vatra Dornei, după cum am spus, în toată țara Dornelor. Turismul, domnule președinte, e ceva, o activitate care vă e foarte dragă, v-ați implicat foarte mult în dezvoltarea Bucovinei turistice. Vatra Dornei categoric trebuie să fie perla coroanei salbelor de stațiuni turistice. Trebuie să fie și am dat praful de pe ea și am redescoperit-o, că practic era rămasă în urmă. Ei au făcut-o cu ceva sprijin și de la noi. Dar sigur, trebuie să menționăm aici faptul că domnul Marius Răpan este viceprimar, da, și în mandatele primarului Ilie Boncheș. Ilie Boncheș, care a făcut și el foarte bună treabă. Vreau să vorbesc de parcul Veverița, un parc de 7 hectare, am fost în el
se lucrează amenajare de alei, terenuri de sport, celebrul parc unde vin pensionarii în Vatra Dornei să face o investiție foarte interesantă acolo. De asemenea, m-am uitat în jurul cazinoului în spate și Arhiepiscopia, bineînțeles, sprijinită și de noi, continuă amenajarea izvorul Sentinela din spate și începe să arate ca lumea, trepte spre catedrală. Centrul acela e un centru de promenadă, ai așa un oraș de epocă, ai sentimentul că ești în concediu, mai puține mașini. Am întrebat și eu duminica dacă va fi traficul oprit acolo, parcarea mașinilor oarecum limitată, dar în alte părți încă se lucrează la tras gazul metan, sunt 32 de kilometri, se lucrează puternic la gazul metan, se mai lucrează la apă canal, se mai lucrează la asfaltat de străzi, încă e un șantier, Dorna. Aș putea spune că este o poveste de succes a unei administrații care a înțeles prioritățile și eu m-am bucurat că le-am fixat un termen în toamnă, ziua Bucovinei, până pe 28 noiembrie trebuie să fie gata și numai noi știm câte ședințe și du-te după piatră spartă și cubică. Am văzut și montând piatră cubică, mine, da, așa, da, la modul... Ce-am văzut eu și interesant, am văzut că unii critică pentru unii campanii, că e prea scurtă, că e prea subțire piatra, că nu știu ce. Totuși, în perioada asta s-a făcut cazino. Și am să spun ceva mai dur de data asta. Dacă noi liberalii la Dorna ne-am pus o amprentă cu Ilie Boncă și cu Mario Strâpan și am făcut cazino și celelalte. Și doamna Angelica Fădor. Foarte mult. Angelica Fădor e un om care lucrează extraordinar de bine. Eu n-am nimic cu socialiștii ce au lăsat în urmă, dar ei și-au făcut cazino la ei acasă. Și mă opresc aici. Spun asta pentru că zilnic sunt atacuri și pe contrasens și nu știu ce mai au prin Dorna, îi fac în toate felurile, nu așa vor câștiga. Eu am fost ieri în Negrești, un cartier în zona turistică, efectiv, au fost vreo 180 de oameni, am stat mult cu ei de vorbă și i-am văzut foarte hotărât să meargă cu Marius Râpan, m-am bucurat extraordinar de mult. Nu poți să fii la infinit cârcotaș și numai să critici, să critici, să critici și lumea își mai aduce minte, ai mai fost și tu la butoane, mai taci sau asumă-ți și ce n-ai făcut. De-aia spun că Dorna și Boncheș a fost un om și este un om extraordinar de harnic. Dar acum, practic, este epoca Dornei. Urmează Rădăuțul. Ne-am mutat pe Rădăuț. Încă nu ne mutăm și cu emisiunea pe Rădăuț, mai zăbovim puțin la Vatra Dornei. Ați devoalat invitatul din partea a doua a studioului electoral. Ce vă reproșează contracandidații sau dornenii care susțin alți candidați, domnule Râpan? Unde vor să insistați mai mult? Și implicit ce vă asumați pentru eventualul viitor mandat? Ne asumăm, e clar, trebuie să ne asumăm lucrurile făcute, dar și lucrurile care nu s-au făcut, care ne-am propus sau care nu s-au făcut în termenul care l-am dorit sau cum ne-am dorit noi. Pentru că, vedeți, lucrăm cu oameni și tot mai greu, din păcate, cu forța de muncă, e foarte greu un proiect scris, după cum discutam și când ați fost la Vatra Dornei, din 2017 implementat, în 2024 sunt atâția ani, foarte, foarte greu, e lipsa forței de muncă. Poate pe alocuri, și cu siguranță, sunt lucrări sau locuri unde lucrurile nu au ieșit așa cum ne-am dorit. Dar de fiecare dată discutăm cu constructorul, le facem adrese scrise, îi întoarcem pe o lucrare, îi întoarcem pe o anumită locație unde lucrurile nu arată cum ar trebui să arate, dar trebuie văzut că până la urmă sunt lucruri importante și istorice, aș putea spune, la Vatra Dornei făcute. Interesant, mi se pare că ați ordonat așa cumva lucrările în așa fel încât să nu spargeți de două ori. Adică s-a lucrat cu cap. Asta am sesizat atunci când am fost și am vizitat împreună multe dintre fostele șantiere sau șantiere în lucru. Vreau să vă uitați când intrați în Vatra Dornei și dinspre Suceava și dinspre Bistrița, drumurile. Deci am avut foarte multe demersuri la Ministerul Transporturilor și, într-adevăr, drumurile astăzi, când vii de la Mestecăniș în Vale până în Vatra Dornei, arată curea, drumul național de N17 și dinspre Bistrița arată curea. În sfârșit, că nu arăta bine. Asta e obligat și pe ei în interiorul orașului ca drumurile și mai ales drumul principal care traversează să arate în regulă. Însă,
Iertați-mă că mă bag aici. Când ați spus că-s făcute cu cap și gospodărește, m-am uitat, 110 locuințe sociale, cred că au cele mai multe, apartamente pentru tineri. Bravo lor! Inclusiv pentru medici rezidenți care să vină la spitalul municipal. Ambulatoriu cu 19 laboratoare, ambulatoriu nou. Acum cer un spital nou. Cum să nu-i ajut? Că la 110 km e Dorna de Suceava, nu aici colo și au nevoie, urgențele nu le rezolve așa de simplu. Școlile generale, 3 din ce mi-amintesc, 2 licee din care unul e refăcut, adică e construcție nouă în cea mai mare parte. Și vă mai zic eu, nu știu dacă știți, la Vatra Dornei se învață într-un singur schimb. Da, au scăpat oamenii de coșmarul de 2 schimburi. E ceva care s-a aerisit dintr-o dată și au lucrat, au programat bine lucrurile, le-a venit vremea. Bravo lor! Da, cum spuneați, au fost multe lucrări de săpători, lucrări de infrastructură care aduc disconfort. Și am avut pe unele șantiere și gaz, și apă, și cabluri. Cu 4 proiecte diferite pe aceeași stradă. Cu gaz, cu apă canal, cu canalizație tehnică pentru cabluri de îngropat. Toate au adus la un moment dat disconfort și au trebuit făcute poate chiar mai multe săpături, dar nu puteam face o stradă să arate bine fără să ai, s-o ai echipată cu tot ceea ce înseamnă infrastructură subterană. Și atunci, clar, au fost perioade grele pentru dorneni, le mulțumesc că au înțeles, le mulțumesc că au răbdat șantiere, dar lucrurile încep să se vadă și Dorna începe să se schimbe la față. Aici e un raport de activitate al echipei PNL de la conducerea primăriei Vatra Dornei, a primarului Ilie Bonche și a viceprimarului Marius Râpan. Foarte consistent raport de activitate. Pliantul cu promisiune îl văd mai subțire. Vă bazați mai mult pe ceea ce ați făcut, pe moștenirea pe care o lăsați? E într-adevăr un material amplu, dar să știți că nu am reușit să prindem în acest material cam tot ce s-a făcut. Sunt lucrurile mari, importante care se văd, dar să știți că sunt mult mai multe lucruri făcute. Avem și în plan proiecte și multe și importante. În primul rând, cu toate că contracandidații spun că nu e important asfalt, apă, canal, ei au proiecte mari. Mă rog, nu știu la ce fel de proiecte, pentru că n-au venit cu nimic concret până acum. Dar eu vă spun un lucru, Vatra Dornei încă și ca și alte localități suferă din cauza faptului că avem încă aproape 40 de kilometri de drumuri pietruite care trebuie asfalt, care trebuie asfaltate. Apă canal, iarăși. Până la urmă, vorbim de anul 2024, vorbim de faptul că un om trebuie să aibă confortul minim și după ce reușești, într-adevăr, să aduci oamenilor confortul pe care și-l dorești de atâta vreme, poți să începi să faci stațiunea atractivă. Lucrăm și la proiecte mari de atractivitate a stațiunii, dar ne dorim, în primul rând, un oraș curat, un oraș civilizat pentru anul 2024 și de aici implicit și un oraș atractiv. Dacă aș fi contracandidatul dumneavoastră, ar spune și de ce n-ați făcut asta până acum? Pentru că au fost, după cum spuneam, cele mari lucrări de infrastructură, toată rețeaua de termie a fost schimbată. Vorbim de 25 de kilometri de țeavă preizolată, de 2 cazane, puncte termice modernizate, module de scară de bloc, un proiect de 100 de milioane de lei. Avem la Vatra Dornei, cred că, pot să spun, printre cele mai moderne sisteme de producere și distribuție a energiei termice. Iarăși, au fost lucrări care au produs disconfort, șantiere, dar care trebuiau făcute și acum, într-adevăr, putem veni cu lucrurile care să înfrumusețeze orașul. Și adică Vatra Dornei are și încălzire în sistem centralizat și, în sfârșit, încălzire cu gaz pentru cei care doresc serviciul acesta. Aș vrea să intervin puțin, pentru că suntem echipă și, mă rog, eu vreau să-l ajut. Marius, e foarte bine că promisiunile sunt atât și realizările sunt atât. Invers era periculos. Dacă alea erau promisiuni și astea erau realizări. Deci aici a succint ce vrea să facă și acolo ce au făcut. Eu cred că asta e o carte de vizită care arată foarte multă seriozitate. Mai pun și eu umărul să-l ajut. Dar cred că e foarte modest, domnul. Păi eu știu asta. De-aia mi-e drag așa ca om, pentru că nu își vinde
Poate că trebuie să vorbească mai mult, pentru că l-am găsit cu pelerină, cu cizme. Țin minte că turnam în albia râului Dorna, ca să arate bine când treci pe pod, luciul ăla de apă. Și era pe acolo, se chinuia, nu mergeau pompele de betoane. Că nu-i numai frumos, acum tot se pozează și bine fac că se pozează. Sau constată că e piatra strâmbă sau nu știu ce. Dar atât de multe lucrări și nu-s numai astea. Pentru că la ele complementar venim noi. Unii întrebau, dar ce caută Flutur în Dorna? Păi proiectul de apă canal este un proiect în care suntem implicați. Eu l-am deblocat de 328 de milioane de euro și Dorna este parte în acest proiect. Vreo 12 milioane, din ce mi-amintesc eu, are Vatra Dornei. După aceea, am discutat să preluăm salvamontul pe județ și al lor de la Dorna, ca să dăm siguranță oamenilor care merg în munții din Dorna. Avem unități de salvamont ale noastre, bine dotate. După aceea, pregătim acum un punct întărit pentru spargerea ghețarilor pe timp de iarnă, cu utilaje speciale. Zăpoarele de pe râuri. Zăpoarele. Dacă doar tremurăm atunci să pușcăm ghețari că vine apa, e o problemă. Dar dacă ți-aduci utilaje care au dispozitive de spart din timp ghețarii, altceva, sunt lucruri, ne preocupă împreună. Acum. Mi-am adus aminte. De ce nu vorbiți despre ele? Oh, sunt multe de vorbit. Într-adevăr, dacă e să mai reproșez ceva, poate lipsa de comunicare, dar vedeți dumneavoastră, când ai atâta șantier și atâtea lucrări în derulare, e mai greu cu timpul și cu faptul că practic trebuie să comunici ceea ce faci. Într-adevăr, mi-asum acest neajuns, o să încerc să-l corectez, dar o să pun întotdeauna pe primul loc șantierele, faptele și după care o să venim și cu comunicarea. Ați spus că ai dumneavoastră contracandidați, nu vin cu nimic proiecte concrete. Acum vă rog să îmi spuneți care sunt proiectele concrete cu care veniți dumneavoastră în fața dornenilor. Păi, în primul rând, și mă rog, în afară de faptul că ne dorim orașul curat, atractiv, avem nevoie, fiind la 110 km de Suceava, avem nevoie de un spital. O clădire nouă pentru spital, în care se poată acomoda tot ce înseamnă act medical la Vatra Dornei. Avem clădirea, izolarea, cum o știe toată lumea, clădirea de secția de boli infecțioase, care funcționează într-un spațiu impropriu și care ar trebui adusă în locul maternității. Maternitatea să vină în corpul nou de la spital și în acest sens suntem pe turnantă cu scrierea și depunerea unui proiect pentru spital nou și aici, domnul președinte, încă o dată trebuie să-i mulțumesc pentru că a luat și rugămintea asta în serios și ne ajută cu tot ce se poate pentru a merge înainte cu acest proiect. E foarte important. Avem în continuare la fiecare școală de intervenit cu terenuri de sport modernizat, cu corpuri noi de clădiri, pentru că sunt școli, cea mai veche școală în oraș, școala gimnazială numărul 1, 1875, edificată, este modernizată, are tot ce trebuie, doar că mai este nevoie de o clădire pentru laboratoare de specialitate, pentru sală profesorală. Școala gimnazială numărul 4 are nevoie de renovarea sălii de sport, de clădirea adiacentă, de tot cu laboratoare. Școala gimnazială numărul 2, teren de sport, acoperiș la sala de sport. Fiecare unitate de învățământ a beneficiat și beneficiază în continuare de proiecte, dar nu ne oprim pentru că tot timpul este câte ceva de făcut. Sănătate, educație, alte direcții. În turism avem acest mare proiect de la Luncă, care a început cu, clar, iarăși susținerea domnului președinte și a doamnei deputat Angelica Fădă. Nu puteam să-l scoatem, de aceea e importantă echipa, foarte importantă. Avem un proiect de extindere a domeniului schiabil, un proiect iarăși foarte ambițios, la care lucrăm. Avem proiectul, cum spunea domnul președinte, pentru parc. Ne dorim să reabilităm în totalitate parcul municipal din Vatra Dornei. Să nu fie doar pentru bătrâni, domnule președinte, care se plimbă prin Vatra Dornei, să fie și pentru tineri, familii cu copii care să își petreacă timpul în stațiune. Completăm, pentru că suntem parteneri pe turism și acest organism nou, Bucovina Turistică, OMD-ul care e înființat, parte este și Vatra Dornei și localitățile din jur, acolo sunt mai multe stațiuni. Una din temele noastre, Marius Râlpan știe, cum facem să stea mai mult de două nopți un turist în Bucovina. Dorna trebuie să vină cu ofertă foarte diversificată.
trenurile turistice de la Cluj spre Dorna sau de la Iași spre Vatra Dornei trebuie să le încercăm să le punem în mișcare. Siguranța turismului, vorbeam de salvamont, traseile montane. Eu cred că vom termina într-un an de zile drumul spre Bilbor să facem legătura Vatra Dornei cu Toplița, cu autostrada 8, care înseamnă o deschidere senzațională în perioada următoare. Drumul Grădinița Coșna, mai am 4 km să ies în județul Bistrița Năsăud pe Valea Someșului, iar investiție uriașă pe Valea Bistriței Aurii, drumul Bobeica de la Cârlibaba să ieșim la izvoarele Sucevii în granița cu Ucraina, pe care sper să o deschidem. Eu am cerut să ne-o da nouă Consiliului Județean să o gestionăm. Cred că așa va fi și să o deschidem foarte repede. Sunt câteva perspective pe care le are Vatra Dornei. Eu văd un viitor frumos, dar, subliniez, și Marius știe. Toate astea sună foarte bine, dar fără locuri de muncă noi create avem o problemă mare. În ce domeniu se poate? Și atunci am cerut revizuirea planului de urbanism general, ce rezerve de terenuri, că la munte e criză de terenuri, mai ales de construcții și mai ales de construcții de fabrici, ale, dar în parteneria cu primăriile vecine, ce inventar mai au ei, trebuie să încurajeze investitori. Gaz metan este, industria alimentară ar trebui mai bine dezvoltată, deci industria alimentară. Industria alimentară care a părăsit zona, exact, din păcate. Industria turistică, serviciile, construcțiile sunt zone, pentru că nici de la Bistrița nu-i foarte mult până la Vatra Dornei. Eu cred că imaginația tinerilor, și am discutat zilele trecute cu mulți care vor să se apuce, de exemplu, revenirea în ceea ce privește serviciile acestea post-operatorii, de exemplu spații de recuperare, reabilitare. Dorna oferă cel mai bine acest lucru, sau împrejurimile. Ești stațiune, dar de ce să nu ai și pentru așa ceva ofertă și servicii? Cămine de bătrâni. Deci în toată zona asta eu îi încurajez, dacă e nevoie să venim în parteneriat, dar primăria trebuie să aibă terenul și să spună, uite, aici aș avea, apucați-vă de o investiție. Pe industria alimentară văd un mare viitor la Dorna și readucerea, aș putea spune, a procesării laptelui și a cărnii în bazinul Vatra Dornei. Cu ce poate veni primăria? Cu infrastructura de drumuri, ne spune domnul primar, de drum, infrastructura de drumuri, apă, canal, gaz metan, curent electric, toate astea la un loc, te cheamă să vii să investești în Vatra Dornei. Da. Deci v-a dat treabă, în plus. Da, este, nu, dar știam, cunoaștem, am intrat în ritm cu domnul președinte și știm că nu avem tihnă și odihnă, pentru că, până la urmă, ne asumăm. Te plângi? Nu, așa, sub nicio formă. Cu atât mai mult, aș vrea să știu ce determină pe un tânăr care a făcut administrație, da, are două mandate de viceprimar, să vrea să muncească și mai mult. Că o să fii primar chiar și într-un oraș, stațiune cum e Vatra Dornei, nu e ca și cum ai merge la spa, nu? Îmi imaginez așa că este. Mai e mult de muncă și din ce am văzut că vă propuneți, categoric e mult de muncă. Da, știți cum, până la urmă, când vezi că în urma ta, în urma muncii tale, încep să se vadă lucruri importante care vor dăinui până la urmă ani și zeci de ani și care schimbă practic un oraș și schimbă viețile în bine a oamenilor, asta e, cred că, cel mai important, până la urmă, lucru. Îmi doresc să rămân în Vatra Dornei, îmi doresc copiii mei să rămână în Vatra Dornei, îmi doresc mulți dorneni care sunt plecați să se întoarcă la un moment dat în Vatra Dornei și scopul administrației locale este să facă posibil acest lucru, cred că posibil. Și mai ceva, doamna Bihorlan. Eu aici am să intru în voie primarului meu de Suceava, candidat Hașovski Lucian, care a venit cu acest slogan, Suceava întinerește. Și eu sunt și eu ascultător, l-ascult. Uitați-vă cum întineresc eu Suceava. La Vatra Dornei o întineresc, e o schimbare de catifea între primar și viceprimar și vine tânărul Râpan, Marius. La Rădăuț avem un tânăr primar, Bogdan Login, deci am întinerit Rădăuțul. La, mă gândeam așa, la Vama, viceprimarul Lucu Țară ia locul primarului Baltag, un tânăr și aici, la Șcheia, Alin Rusu vine în locul lui Andrei Ciuc, ia locul, practic Suceava întinerește. Sigur că întrebarea răutăcioasă, dar în locul Matali când?
Avem grijă și de asta, pentru că oricare dintre ei poate avea bastonul de mareșal, însă ei se legitimează atât îmi sunt de dragi prin fapte. Și i-am văzut iubiți de oameni. Testul pentru mine ăsta este când văd că îl bat pe umăr pe Marius, oameni în piață, oameni simpli, știu că ai fost la mine când am avut necazuri. Ai vrut administrație, trebuie să fii foarte cald cu oamenii, să comunici pragmatic, săritor, și asta o fac cu drag. De aia spun că eu îl ascult pe Hașovski aici și în tinere Suceava. Mulțumesc, succes domnului Râpan, până pe 9 iunie mai e ceva, mai e timp de treabă și în campanie electorală, dar asta nu înseamnă că trebuie să vă neglijați atribuțiile de viceprimar în funcție, partea administrativă, din păcate, nu așteaptă. Vă mulțumesc, vă mulțumesc mult pentru oportunitate, pentru a putea adresa dornenilor și sucevenilor, și vă invit cât mai des la Vatra Dornei să vedeți evoluția orașului stațiunii Vatra Dornei. Asta da, clar, pot să admit că există această evoluție. Vă mulțumesc încă o dată, succes pe 9 iunie. Eu o să rog pe președintele Consiliului Județean, pe domnul Flutur, să rămână alături de mine, pentru că schimbăm doar municipiul. După pauză vine Bogdan Lochin, primarul de Rădăuți. Am revenit în partea a doua a studioului electoral. S-a alăturat Bogdan Lochin, primarul de Rădăuți, candidat din partea Partidului Național Liberal pentru un nou mandat. Bine ați venit, domnule primar. Mulțumesc mult pentru invitație. De ce îi se zice Rădăuțului oare Republica Rădăuț? Ce se întâmplă acolo, că e așa de altfel? Poate știe și domnul Flutur câteva identități așa diferite ale Rădăuțului de îl numim Republica Rădăuț. Am văzut fel de fel de interpretări, dar consider că cele mai corecte vin din zona administrativă, pentru că de la cap se împute peștele întotdeauna și la faptul că ce am găsit în primăria Rădăuț este cu adevărat de poveste, probabil certifică toată această denumire de Republica Rădăuți. Mă aduc aminte în 2015 când am venit și am deblocat practic municipiul Rădăuți. Ca viceprimar Ca viceprimar cu atribuțiuni de primar. Am ajuns la o instituție de control, nu-i dau numele, și doamna de acolo mi-a spus este o situație atât de delicată la municipiul Rădăuți încât situațiile de acolo sunt teză de doctorat la Universitatea de la București. Așa că noi nu putem da sfaturi, dar părerea mea este că ce s-a întâmplat cu nodul gordian, aia trebuie să se întâmple și acolo. Și așa am și făcut. Dar sunteți în administrație de ani buni de atunci, deja. Și de atunci am început să introduc transparența și așa greu mai departe. Greu de tăiat nodul ăsta. După ce greu, foarte greu, pentru că municipiul Rădăuț este un municipiu bogat, cu oameni foarte influenți, care au fost mulți învățați că lucrurile trebuie să se întâmple exact cum doresc ei, nu cum este probabil numai decât legal sau într-o ordine firească a lucrurilor. De aceea au fost și anumite tensiuni cu fostul primar și am fost exclus practic, dar mă bucur că am găsit casa pe care am așteptat-o în sânul Partidului Național Liberal sub conducerea domnului președinte Gheorghe Flutur, care de la început, când am avut discuția, mi-a garantat că va fi alături de mine pentru a da un suflu nou Rădăuțului, ceea ce se și întâmplă, și de a aduce pe calea cea dreaptă. Domnul Flutur, nu mi-e îndemână cu dumneavoastră tăcut, așa că vă dau cuvântul. Am de vorbit un pic aici despre Republica Rădăuțiu, ce cred eu. E și ce spune Bogdan Lochin, pentru că, da, dacă ne uităm în urmă și vreau să vorbesc despre asta, au fost multe lucruri complicate acolo, o zestre cam nefericită. Dar Republica Rădăuț, cred că nume de unde vine și dintr-o mândrie. Pentru că Rădăuțul este unul din motoarele cele mai importante economice ale județului Suceava. Acolo, atât de tare s-au dezvoltat privații și din Rădăuț și din zona Rădăuțului, lucrează afară, mai repede se învârt banii acolo, parcă decât în multe alte părți din județul Suceava, și atunci a fost așa un fel de furat startul. Și acolo a trebuit centură ocolitoare, că nu făceai față, erau aglomerații, te sufocai. Pe de altă parte, Bogdan Lochin, când a venit, a găsit destule cumetrii acolo și stricându-se cu unii și cu alții, a deranjat.
Îmi aduc aminte că în primul an tot veneau la mine, unde l-ai găsit pe ăsta, ce faci, că nu iese. Și până unde nu iese. Și erau de la mine din partid, interesant unii. Și eu spun, nu se poate. Eu am girat tânărul ăsta, doar dacă e corect, sincer, comunică cu mine, până în pânzele albe mă duc. Vă rog să mă credeți că la 2-3 zile sunt centrul Rădăuți. Le-am promis că mă mut în Rădăuți cu Bogdan Login să-i ajutăm să deblocheze centrul cu lucrările, că sunt constructori. Sunt constructori care acum fug să prindă la toți primarii lucrări, că sunt campanie electorală. Dar el nu poate lăsa centrul în halul în care e acum. Sau aveți piatră pentru pavaj, sau ați vorbit unde trebuie, că am experiență acum de pe la Dorna, din alte părți. Pe de altă parte, și a făcut o listă nouă de consilieri și a deranjat și acolo, că mai sunt țipete. Practic, Bogdan Login a avut curaj să ia taurul de coarne și a avut și niște costuri la toată treaba asta, să spun. Dar nu e altă soluție. Altfel, Gaura Neagră, țin minte, nu știa cum să-mi spună, știți, la comunale, acolo, la datorii la gaz metan, vreo 4 milioane virgulă de euro, ca să nu mă sperii din prima. Du-te la guvern, cere hotărâre de guvern, iarna, era decembrie, era frig, că sunt câteva mii de apartamente la sistemul centralizat și le tăia gazul, că din urmă... Tocmai de sărbători și nu doar din urmă nu era plătit, dar nu într-un an. Și mă gândeam, Bogdane, banii ăștia dacă vrei să asfaltezi încă niște străzi. Pe de altă parte, cu Republica asta Rădăuți, e bine să știi adevărul oamenii. Eu când am văzut că mai mult de 50% de jumătate din străzi din pământ și n-au apă canal, pe toloacă, pe la hipodrom, că le-am învățat pe de rost și eu acum, am zis, hai că trebuie să începem cu începutul. Și primul mandat, când ești din subteran și nu se vede, nu prea zice lumea mare lucru. Că ai făcut ceva. Acum a început bietul, să zic bietul, eu știu, are 19 milioane de euro numai pe apă canal. Sunt, nu știu cât, dacă nu mă înșel, vreo 20 de kilometri de rețetă. 28 de kilometri de apă și canalizare acum. Păi cum se poate oraș, municipiul Rădăuți să n-ai apă și canal? Acum a ajuns cu ele. Mi se reproșează asta. Atât Marius Răpan la Vatra Dornei, cât și Bogdan Login la Rădăuți. Da, au contracandidați un mandat puternici puțin face. De la PSD în mod deosebit. Puternici, gălăgioși, iertați-mă că m-am lămurit eu cum e cu puternici. Au candidați okay, care poate au și cu susținători ridicat, da, puternici. Ei, la Rădăuți se reproșează că și-a programat asfaltările acum în campanie, Doamne, ca să se vadă ceva după el. Dați pe memoria, în rest, nu se vede nimic. Televiziunii dumneavoastră, că vă aduc eu aminte, anul trecut, acum 2 ani eram, dar atât de mult e de lucrat. Eu țin minte că amenajarea spațiilor verzi, încă nu le putea, n-aveau copiii să jucau printre moloz. Au acum niște locuri de joacă senzaționale. Mergeți de la Mănăstirea Bogdana să vedeți bulevard european, parcă ești în München, făcut de ei, cu spații verzi, cu băncuțe frumoase, dar încă mai este. Deci să vină din urmă să vadă cam cum apar lucrurile. Și eu l-am certat prima, nu-mi place intrarea de la podul Vlădichi. Și zice, domn președinte, nici mie nu-mi place. Zic, uite, hai că te ajut și eu, dar trebuie să mai duc apă și canal, că nu este. Pe Doamne, cum nu este? Nu este. Și acum ai la apă și canal lucrări care nu-ți aduc puncte foarte multe de vizibilitate. Dar Bogdan a muncit extraordinar de mult pentru numele lui Dumnezeu și am fost acolo, alături. De câte mandate e nevoie ca să faceți ce v-ați propus, să se vadă și să reușiți să, nu știu, să acoperiți găurile despre care spuneți că le-ați găsit? Știți cum, niciodată nu putem spune exact de cât este nevoie, pentru că odată ce intervenim în societatea noastră cu dezvoltarea și pretențiile cetățenilor cresc. Așa că niciodată nu putem spune că gata, am terminat cu creșterea calității vieții, pentru că noi trebuie să evoluăm în permanență. Dar, într-adevăr, s-a creat acest curent în care, dom'le, nu prea se vede, nu s-a făcut, dar niciodată nu spune de la ce s-a pornit și timpul efectiv în care am reușit să fac acest lucru. N-aveți eu vreau să fotografii înainte și după? Avem și fotografii înainte și după. Cele mai importante sunt din memoria colectivă a oamenilor cu care mă întâlnesc zilnic și îmi povestesc acest lucru. Dar o provocare foarte mare a fost la început de mandat, atunci când am reușit să încheg o echipă la primăria Rădăuți care să atragă aceste fonduri europene, fiindcă doar cu banii din impozite și taxe, hai să fim serioși, lupta era pierdută, cum a fost și înainte să vin eu. Așa că am reușit printr-un proiect, un compartiment de proiecte-programe,
care nu exista practic înainte, de la 15.000 de euro cât au fost atrași ca fonduri europene și s-au cheltuit 85.000. Asta era performanța. Cofinanțarea era mai mare decât suma atrasă? Nu, s-au pierdut sumele pe cheltuirea banilor pe anumite proceduri și s-au atras doar 15.000 de euro Wi-Fi for You, acel proiect foarte mic și acela cu probleme. Ori în momentul când am venit și am reușit să încheg o echipă care acum suntem în cursul implementării și am și implementat proiecte de peste 50 de milioane de euro, aici trebuie să facem diferența. Deci Bogdan Login a venit de la 15.000 de euro și în 3 ani și jumătate a ajuns la 50 de milioane de euro. Ori eu zic că perspectiva este foarte bună. Haideți să spunem și telespectatorilor noștri ce nu se vede, da? Ce s-a făcut în Rădăuți și nu exact. Se vede sunt, suficient. Da, sunt vreo 28 de locuințe sociale. Niciodată nu s-a intervenit în municipiul Rădăuți pe zona aceasta. Erau niște locuințe, vă spun sincer, cu un parc care ținea acoperișul să nu cadă peste oameni. Da, este o realitate în municipiul Rădăuți. Liceul tehnologic care zăcea acolo, l-au făcut la cheie, l-au dat în funcțiune, excepțional arată și toate școlile de altfel, ca să intervin și eu. În educație am intervenit cu peste 780.000 de euro, în sănătate am intervenit cu peste 12 milioane de euro. Am avut problema aceasta mare a termoficării, care am cheltuit acolo, am adunat banii care am cheltuit pe reparația cazanului, pe subvenție, pe găurile care au fost și s-au adunat vreo 14,4 milioane de euro. Ori în condițiile în care am reușit să asfaltez undeva la 39 de străzi, fiindcă chiar reușim să le finalizăm cu 19 kilometri, 5.260.000. Deci, practic, dacă aș fi avut un municipiu cu apă și canal introduse în pământ și cu banii care i-am dat pe termoficare, asfaltam tot municipiul. Alea nu se văd. Țevile de la apă, canal, alea nu se văd. Și zice, da, păi stai, dar de unde l-am luat și unde am venit? Dar eu vreau ceva să spun, fiindcă am spus că m-am mutat pe și astăzi plec la Rădăuți. Și spre neliniștea altora și poi mâine. Vreau să vă spun ceva. Bogdan Login va face cea mai mare surpriză, pentru că unii zic că nu se vede, se vede. Ei, multe lucrări prind, am văzut eu conturi, eu stau de vorbă cu oameni, inclusiv centrul civic, inclusiv zonele alea unde punctele termice le-au transformat în puncte unde te duci și speli rufe. Sunt oameni care nu au mașină de spălat acasă. Oameni care sau nu vor să ducă acolo și le spal. Sunt pentru dușuri, pentru baie. Acele puncte, câte aveți? 4 sau 5? 4 puncte, puncte diferite în municipiul Rădăuți, unde efectiv poți să mergi cu o cartelă să-ți... 10 mașini rufele, de spălat într-un 40 punct. 40 de mașini model. În tot municipiul. Deci serviciu public, nu a unei firme serviciu private. Serviciu public prin fonduri europene, la fel. Așa ceva doar în firme, nu? Exact, exact. Ca în străinătate, din modelul este din Anglia. Bun, are prin centru, că asta vreau și eu să ajut. Vedeți Câmpul Lungu, cu Mihăiță Negură, dar de 2 mandate, m-ați întrebat. 2 mandate cel puțin ca să se vadă ceva mai concret. Țin minte că îl întrebam, ce trebuie să faci sediul vechii prefecturi din centrul Câmpului? Cum arată astăzi când treci vechea prefectură? Seara luminată, ți-i mai mare dragul. Sau Muzeul Lemnului și așa mai departe. Și el, patrulaterul din centru, l-a făcut, dar a făcut numai parte. Ei, acum când va da drumul la alea cu flori, la fântâna arteziană, toată zona asta de promenadă sâmbăta și duminica, va arăta altfel. Am vorbit cu Bogdan, fă-ți aici un loc ca să vină bicicliștii, fă un loc cu promenadă cu trăsuri, ca hipodrom în Rădăuți să vină seara o plimbare cu trăsura prin orașul Hergheliei de cai de la Rădăuți, că nu e oricine Rădăuțul, adică să-i dea această notă. Toate le are în program. Spații verzi, că are nevoie Rădăuțul de mai mult, nu fugi până la Sucevița dacă vrei aer curat, tu n-ai mai aproape, parteneria cu Frătăuții vechi, cu Volovățul, cu Marginea, că mai aveți acolo locuri de recreere. E nevoie de așa ceva. Însă să știți că Rădăuțul va juca un foarte mare rol economic în reconstrucția Ucrainei. Multe firme din Rădăuț m-au căutat, m-au văzut că vorbesc de a 7, domn președinte, Binale, Cărămidă,
Noi știm că va fi o piață uriașă de reconstrucție. Noi ne pregătim. Doar să avem acces la România, la această piață uriașă. Păi trebuie să ne luptăm și asta fac și eu, mă lupt ca să avem un cuvânt de spus, cum am avut la cărat copii în brață și l-a dus zamă caldă în frontieră. Cred că vom avea un cuvânt și când e vorba de reconstrucție, unde se câștige și românii. Despre asta e vorba. În ceea ce privește sănătatea, domnule primar, unul dintre contracandidații dumneavoastră a fost manager la Spitalul Municipal Rădăuți și susține chiar aici, în studioul acesta, a susținut că vă asumați merite care îi aparțin. Niciodată nu mi-am asumat merite care nu-mi aparțin, dar trebuie să fim foarte corecți și aplicați. Ori dacă eu până acum am avut decența să mă apuc de treabă, la fel cum a zis și colegul meu Răpan de la Vatra Dornic, că am avut mai mult timp pentru muncă decât pentru a comenta în spațiu public, nu înseamnă că lucrurile rămân așa. Și știm cu toții, la o minimă cunoștință în domeniul administrativ, că acel spital cu secția de pediatrie a fost predat spațiu către Compania Națională de Investiții, care a organizat licitația. Deci contractul s-a semnat între Compania Națională de Investiții și firma respectivă. Eu am semnat în final recepția, fiindcă așa s-a nimerit să fie în perioada respectivă. Dar un director de spital, că am văzut moda asta și la Suceava, venită în care, domnule, directorii de spital și fac tot. A fost foarte multă dezinformare, lumea este la curent. Pe mine, în final, mă bucură faptul că am avut răbdare și s-a întâmplat exact cum am anticipat. A fost cam în povestea Petrică și Lupu. Tot s-a strigat, am câștigat în instanță, voi veni la spital, câștig 200.000 de euro, care primarul, dumnea, a pierdut tot. În final a pierdut, nici banii nu i-a luat și nici la spital nu s-a întors pentru că am avut dreptate așa cum am gândit-o atunci. Important pentru noi nu este ciorovăiala, fiindcă noi am depus un jurământ pentru binele locuitorilor, nu pentru a intra în angrenaje din astea care ne duc pe nicăieri. Și încă o dată mă felicit că am avut sprijinul domnului președinte care a avut încredere, fiindcă foarte mulți au venit și au încercat să insufle anumite lucruri, s-a interesat despre ce este vorba și uitați că Spitalul Municipal Rădăuți este în regulă. Ce spun eu acum? Spitalele municipale, pentru telespectatori, așa o mică paranteză, sunt în subordinea primăriilor. Ce spun eu acum va deranja, dar spun un mare adevăr. Cazul Rădăuți seamănă cu cel de la Suceava. Și eu am avut un manager și acum am un manager. Spitalul merge foarte bine, operează pe mai multe județe. Uitați-vă cum vine smurdul la Suceava și tot aduce bolnavi cu ABC-uri, cu cheaguri de sânge pe creier. Și la Suceava, problema e nu trebuie cineva să se pozeze că el a fost acolo nemaipomenit. Dacă ai avut bani, ai putut face, că dacă n-ai resurse, și de la domnul Loghin și de la mine la Spitalul Județean au fost resurse. Dar unde mie mi se pare ipocrizia fără margini? Vreau să zic că eu nu te-am chemat în Partidul Național Liberal să te fac membru cum ar fi făcut socialiștii și femeia de serviciu dintr-o școală. Au stat nemembri de partid oamenii ăștia. Atunci intrau de trei ori cu capul pe ușă să trăiți, domnul președinte, domnule primar, umilință totală. Țuștii acum au fugit electoral. Domnilor manageri care candidați, cum eu n-am politizat Spitalul Județean Suceava, lăsați-l în pace. Eu știu care vă este boala. Să politizați totul. Spitalul a performat și la Rădăuți la fel, pentru că l-am lăsat liber de politică. Țin minte, pe vremea dinainte de 2008, șefii de secții toți trebuia să fie membri la PSD. Știu exact, îmi spuneau. Întrebați vreun medic de la Suceava astăzi dacă odată l-am chemat sau la o ședință politică. Nu mă interesează asta. Ori acum, tu care ai stat în Geraș cu minte, foarte bine ai muncit, dar ai muncit că președintele Fluturi făcea naveta la București ca să aducă fonduri. Vinzi totul. Vinde că te bate Dumnezeu altfel. Vinde la pachet cu cei care te-au finanțat lucrurile astea. Dar dintr-o dată tu ai făcut și ești indispensabil. Fără tine nu s-ar putea sau dacă vii, nu știu ce faci. Nu este chiar așa. Aici este secretul și lor le spun asta. Este echipa. Iar apucăturile lor de politizare, dacă nu vor veni, că ne luptăm să câștige oamenii corecți. Dacă ar veni, ar politiza totul. Asta distrus.
și sănătatea, și educația, politizarea. Lăsați politica la, la poarta spitalului. Se asta poate face eu. Administrație fără politică, totuși. Da, dar de ce trebuie să fie în spital? De ce doctorul meu, șef de secție, trebuie să fie membru nu undeva? Nu zic că trebuie, dar nici nu e interzis. Nu! Stați, că vorbim de lucruri diferite. Nu i-a cerut nimeni că liber consimțit, poate da, să meargă dar unde. Cel mai rău este politica asta dusă sau am văzut. S-a dus, s-a crăpțănat acolo, poate mă pune secretar de stat. Da, ai ajuns secretar de stat. Cu ce a ajuns județul Suceava în ultimii ani? Că mi-e rușine să vorbesc în emisiunea asta. Am de făcut de conturi la Ministerul Sănătății astăzi pe AVC-urile astea, tratamente, peste 70 de cazuri. Un leu n-a dat încă Ministerul Sănătății din banii noștri de contăm. Și aduc aminte cât de solidari sunt. Un pic retezate la anul ăsta mincinos, de-aia mi-am permis să ridic tonul puțin aici. Revenind la Rădăuți, domnule primar, în ultimele minute ale discuției noastre, o să vă rog să le spuneți rădăuțenilor și celor care votează în Rădăuți și poate, nu știu, locuiesc în alte localități, că oamenii sunt liberi, imobili. Care ar fi motivele pentru care în următorul mandat se vor vedea lucruri mai concret, se vor vedea la suprafață lucruri în Rădăuți? Până acum sunt mulțumit pentru că trebuie să fim extrem de corecți și să spunem că noi aveam termen încă 4 luni până la campania noastră de drept. Deci eu mă încadrez înainte de campania de drept cu toate lucrurile pe care le-am promis. Nu puteam să mă angrenez în mai mult, fiindcă și așa nu știam dacă ajung până la capăt să realizez și mulțumesc lui Dumnezeu. Se vor vedea mult mai multe lucruri pentru că de acum suntem la un nivel de la care să pornim și să se vadă cu adevărat ceva. Deci nu v-ați calculat să dați cu asfalt în campania electorală? Dar eu niciodată nu o fac pentru că în decursul vieții mele am parcurs niște etape extrem de tragice cu niște apropiați de-ai mei și am învățat că nu știm ce aduce ziua de mâine. Ori nu am cum să mă anticipez să treacă ceva timp și să o pregătesc pentru momentul respectiv pentru că Dumnezeu poate să spună mâine stop și atunci facem cât suntem în viață, tot ce putem. În altă ordine de idei vreau să vă spun că așa cum am accesat fondurile și s-a schimbat în bine imaginea Rădăuțului, în următorul mandat eu vă spun sigur că nu va mai fi recunoscut la cât de bine va arăta împreună în... Până la urmă nici nu avem cum să facem de rușine județul, pentru că odată ce la județ se întâmplă lucrurile atât de bine și Rădăuțul trebuie să tragă secretos, aceeași căruță. Domnul primar, nu vrea să ne zică ce vrea să facă. Da, dar e prudent și e una dintre calitățile lui Bogdan Loghin, nu se aruncă așa cu capul înainte. Am văzut și Marius Răpan și Bogdan Loghin, destul de modești așa. Decenți, modești, harnici, pe mine asta mă bucură. Stă de vorbă cu oamenii, ca și Marius Răpan, i-am rugat să comunice mai mult. Pentru că lucrurile făcute și neexplicate la oameni, fie că ți le ia altcineva, fie ți le răstălmăcește. Și de multe ori aceste răutăți, eu m-am uitat numai acolo în centru, ca și la Dorna. Dar de ce acum faceți? Păi am văzut eu procedurile de licitație, acum le-au venit rândul. Ce să facă să le oprească acum, să nu-l bănuie cineva că lucrează și în campania electorală? Dar este încă, aș putea spune, prea elegant cu anumite teme electorale. Însă lumea va taxa. Eu sunt optimist că Rădăuțul va rămâne un pilon liberal, pentru că avem nevoie ca motor pentru noi, pentru județul Suceava, dar și pentru ce v-am spus, fiind la 12 km de autostrada 7. Dumneavoastră, ca președinte de Consiliul Județean, sunteți, nu știu, aveți emoții legate de Vatra Dornei și de Rădăuți, de moment ce ați spus că ați fost mutat la Vatra Dornei, acum vă mutați la Rădăuți. Fiindcă le-a venit rândul. Am fost mandate când eram la Humor, la Câmpul Lung, la Suceava, Fălticeni, țineți minte, era Tofan, Piața, Asfaltări, Muzeul de Istorie. I-a venit vremea Rădăuțului, pentru că am interlocutorul. Când ai primarul care ți-i drag că-l vezi că lucrează și mai are un pic nevoie de ajutor, fie că-s blocate anumite lucruri. Păi m-am mutat când era gaura neagră de 4 milioane de euro și era frig în case. Atunci am când primea HG-uri cu 6 milioane odată de lei și salvam Rădăuțul. Și poate nu primeau alți primari din județ ca să ne concentrăm să salvăm o situație. Da, de atunci m-am mutat. Fiindcă dacă nu pui umărul, atunci rămâne uitat. Și ce mă fac eu după aceea? Că e prea târziu. Acum respiră și el și respir și eu, adică ieșim din mină, cum ar veni, de la subteran. Că la Rădăuț am lucrat subteran, la lucrări ascunse. Ca la să propriu, zic nu la figurat. La propriu, exact așa. Dar înseamnă că n-aveți emoții pentru dumneavoastră.
Nu. Orice om are emoții, însă vă spun sincer, cred că niciodată n-am bătut atât de mult terenul în campanie ca în acest mandat. Contracandidații ar putea să spună că ăsta e un motiv în plus pentru care, o dovadă în plus că aveți emoții. Lăsați-i să se bucurească, că discutăm la urmă. Eu bat terenul în piept, așa le-o. Am o rugăminte aici, dacă îi prindeți prin studio. Rugați-i să facă poză nu numai spre ei, și spre mulțimea cu care vorbesc. Și atunci facem diferența. Am fost ieri la Dorna Arin și erau vreo 400 de oameni în sală și cineva a venit cu o poză cu 7 oameni de la socialiști la întâlnirea de acolo. Aș vrea să fie sincer, că așa putem impresiona că am fost nu știu unde și așa mai departe. Consistența discuțiilor de la liberal cred că este extrem de importantă, iar eu sunt foarte optimist că va face Partidul Național Liberal un scor foarte bun. Domnilor, vă urez succes, vă mulțumesc pentru prezența la Studio Electoral. Le reamintesc telespectatorilor, în această a doua parte a emisiunii a fost primarul de Rădăuți, domnul Bogdan Loghin, candidat pentru un nou mandat la primăria municipiului Rădăuți și președintele Consiliului Județean Suceava, domnul Gheorghe Flutur, de asemenea candidat pentru un nou mandat la aceeași funcție. Cătălina Bihorar sunt eu, vă mulțumesc că ne-ați urmărit, cu bine!